Am făcut câteva videoclipuri despre haine și judecând după numărul de vizionări și de like-uri, se pare că v-a plăcut, așa că hai să păstrăm tradiția. Dar nu am filmat niciodată un video focusat strict pe pantofi, care eu cred că joacă un rol foarte important în aspectul unei ținute. Ei bine, astăzi a sosit timpul. Vom vorbi despre 5 tipuri de încălțăminte pe care eu o port și cred că ar trebui purtate de mai mulți băieți. Adevărul e că nu am foarte multe perechi de pantofi, dar nici nu am nevoie, pentru că aceste 5 tipuri mă ajută să construiesc orice ținută în care să arăt nemaipomenit. O să-ți spun ce-mi place la ei și de ce cred că merită să iai, dar lasă un comentariu mai jos dacă ai schimbat sau ai adăugat ceva la lista mea. Hai să vedem! Primul tip de încălțăminte pe care orice băiat ar trebui să-l aibă sunt ghetele Chaka. Da, sună amuzant, dar dacă n-ai mai auzit până acum de ele, ghetele Chaka sunt niște ghete ușoare făcute din piele întoarsă care au fost purtate pentru prima dată în al doilea război mondial de soldații britanici în zonele deșertoase. Destul de tare, nu? De obicei, ghetele Chaka au șireturi și vârful rotund, doar că ale mele sunt puțin mai diferite, au cataramă și vârful ascuțit. Marele avantaj al acestor ghete este că le poți purta în orice anotimp, doar să nu le porți într-o vreme ploioasă, pentru că apa intră destul de ușor prin pielea întoarsă. Ghetele nu se poartă doar iarna, este o concepție proastă, se poartă și vara. De aceea, ghetele Chaka sunt o variantă foarte bună pentru că nu au foarte multă căptușeală care să îți înăbușe piciorul. Al doilea tip de încălțăminte pe care eu cred că orice băiat ar trebui să îl aibă măcar sunt Adidasii Extra. Eu cred că ce e simplu arată cel mai bine. Majoritatea pantofilor mei sunt clasici, simpli, fără culori nebune sau modele nebune. Totuși, moda din ultimul timp tinde să se îndrepte către a atrage privirile. A purtat ce nu s-a mai purtat. Am dat odată din întâmplare peste o prezentare de modă la TV și nu puteam imagina că cineva întreg la cap ar putea purta ce purtau ei acolo. La femei era și mai rău. Și vedetele, în special cele din Valul Nou, au început ușor-ușor să adopte acest stil. E adevărat, nu la același nivel de nebunie, dar îndeajuns încât să influențeze pe cei tineri care îi privesc ca pe niște modele. De aceea, poate că vezi din ce în ce mai des la școală tipi sau tipe care poartă haine cu modele ciudate sau culori stridente. Așa cum am spus, îmi plac hainele simple, dar am învățat să nu judec până nu încerc, așa că recent mi-am cumpărat o pereche de Nike-uri puțin extra. Poate că tu nu crezi asta, poate că ai 10 modele la fel de Adidas, doar că pentru mine nu este ceva obișnuit. Și știu că există modele și culori mult mai nebune decât ale ăstora. Stilul ăsta vestimentar se bazează pe confort și ăsta e un avantaj al Adidasilor de genul și îmi plac, nu am cum să mint. Chiar și pentru un timp ca mine, cred că nu ar strica o pată de culoare în colecția de pantofi și cred că orice băiat ar trebui să aibă o pereche de genul. Acum o să trecem la ceva puțin mai elegant și anume al treilea tip de încălțăminte, pantofi cu cataram. Cu siguranță în viața ta se vor ivi anumite evenimente mai speciale, unde e necesar să prezinți un anumit nivel de prestanță, unde se impune chiar un costum. De aceea trebuie să ai o pereche de pantofi pe măsură, nu? Așa că dacă vrei ceva puțin mai special decât pantofi cu șiret, ei bine, pantofi cu cataramă sunt soluția excelentă. Există pantofi cu o singură cataramă și cu cataramă dublă. Ei bine, eu am ales a doua variantă și sunt foarte mândru de mine că am cumpărat vara trecută pentru majoratul meu. Dar dacă vrei să cumperi o pereche de pantofi eleganți și e singura ta pereche de acest gen, ei bine, asigură-te să fie simpli, fără modele aiurite, pentru că vrei întâi să ai esențialul și abia apoi să experimentezi. Ține minte, cu ce e simplu, nu poți da greș. Ăsta e și motivul pentru care toți pantofii mei sunt albi, negri sau maro, pentru că îi pot asorta cu orice. Revenim la ghete. Al patrulea tip de încălțăminte pe care orice băiat ar trebui să-l aibă sunt ghetele în stil militar. Am mai vorbit de ghetele în stil militar în videoclipul cu cele 5 obiecte vestimentare esențiale pentru iarnă și pe bună dreptate pentru că sunt foarte bune pentru sezonul rece. Sunt confortabile, impermeabile, îți țin de cald și arată super tare. Ce poți cere mai mult? Le am pe acestea de aproape 2 ani și arată ca noi. Așadar, cred că oricine ar trebui să dețină o astfel de pereche de ghete pentru că sunt practice și arată și bine. Și în final, al cincilea tip de încălțăminte pe care orice băiat ar trebui să-l aibă sunt sneakers și albi. Motivul pentru care îmi plac sneakers și albi atât de mult este pentru că poți să-i porți cu absolut orice. Cu blugi, cu chinos, cu cămăși, chiar și cu costum. Problema este că fiind albi, se murdăresc destul de repede, dar asta n-ar fi mare lucru pentru că oricum trebuie să scureți pantofii periodic, pentru că degeaba ai pantofi beton dacă arată ca și cum ai fi mers prin noroi. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi, unul foarte special pentru că este videoclipul cu numărul 100 de pe canalul meu. Mulțumesc foarte mult pentru susținere și dacă vreți să mă susțineți în continuare, lăsați mai jos un like. De asemenea, nu uitați să vă abonați și să-mi dați un follow la Iacobescu ID pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Edi și până data viitoare, nu uita! Bună, o reușită, nu rateu! Pa, pa!